O să vă arăt și cum fac tratamentul cu varachet. Închid cu un burete urdinișul care deja mi este micșorat pentru iarnă. Să mergem și la celălalt stup, primul din rând. Așa, rapid să nu iasă albinele afară. Bun, și acum vom trece în spate și vom face tratamentul pe șubărele fundului antivaroa. În primul rând, îndoim fitilele să fie așa în formă de acoperiș de casă, ca să aibă aer pe dedesubt când sunt așezate pe tablă. Iau un pipetă varachet. Așa. O să pun câte 4 picuri că diafragmele mele nu izolează complet cuibul mic care a rămas pe iarnă și atunci pun cantitatea pentru ca și cum ar fi un cord de 12 rame complet. Ok. Pun înapoi fiindcă numai la astea 2 stupi voi face astăzi. Și acum îl vom așeza pe șubăr. Înainte vreau să scutur paraziții care ar fi putut rămâne de data trecută, ca să văd cât vor pica acum. Și îl aprind la ambele capete. Îl așez undeva pe la jumătatea șubărului. Și el arde înăuntru și fumul se ridică prin gratia, prin sita fundului antivaroa. Facem și la familia numărul 12. Și închidem șubărul. Și vom lăsa 20 de minute ca varachetul să-și facă efectul.